Una caldă, una rece. Primăria municipiului Buzău a reușit să facă o economie substanțială de bani în 2016, sumă ce va fi cheltuită în acest an. Cel mai probabil, banii se vor duce pe reabilitarea unor străzi. O problemă rămâne blocarea organigramei și imposibilitatea de a mai angaja juriști și personal specializat. Intrăm deja în acest an cu un excedent de aproape 3 milioane de euro. Doar pentru această căsuță sau aceste trei căsuțe mici, unde există direcția de poliție locală, s-a suspendat practic toată organigrama și în acest moment avem libere în primărie 206 posturi și probabil peste 80% din funcțiile de conducere nu sunt ocupate prin concurs. Toma speră că primăria va câștiga procesul de la Curtea de Apel Ploiești cu polițiștii locali și lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Primarul a întocmit o hartă cu mai multe obiective care se doresc a fi realizate în următorii 4 ani. Pe această hartă a municipiului Buzău vom marca toate zonele în care vor fi investiții. De exemplu, cu această culoare, să-i spunem roșie, sunt marile străzi din Buzău pe care circulă Transbuzul. Deci aceste străzi se vor realiza cu fonduri europene, respectiv cu acei 25 de milioane de euro, din care vreo 10 milioane de euro vor fi pentru asfaltarea acestor străzi și piste de biciclete. Ce vedeți cu albastru sunt cele peste 160 de străzi care vor fi asfaltate pe surse proprii și atrase până la sfârșitul acestui mandat. Primarul a anunțat și câteva noutăți în materie de investiții. Va începe proiectarea în acest an pentru o mulțime de alte obiective. Mă gândesc, bineînțeles, la acel bazin de înot care doresc să fie o structură multifuncțională. Mă gândesc la un nou cimitir municipal. Consiliul Local al municipiului Buzău se va întruni pentru prima dată în acest an într-o ședință extraordinară săptămâna viitoare pentru aprobarea excedentului bugetar. Va urma aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017.